Am revenit în culisele psihologiei. Vă reamintesc că alături de mine este domnul profesor, Dr. Leon Dănăilă, sculptor de creier și Veronica Jardan, iar eu am să păstrez expresia din prima parte a emisiunii, microchirurgul minții. Sunt specialiști care susțin că noi, psihologii, psihoterapeuții, cumva suntem priviți în felul acesta. Spuneam la uh, finele primei părți că, în, uh, că vom reveni cu a privi la limita um, schimbătoare a creierului nostru. Practic, când putem să dezvoltăm o patologie datorită sau din cauza faptului că al nostru creier are această natură schimbătoare, da, că e cumva cu două depinde cum ne poziționăm, da, poate să ne fie limită și poate să ne fie uh, resursă. În prima parte am văzut când această natură schimbătoare a creierului ne poate fi resursă, Acum o să privim când ea devine limită și vom privi la uh, eventualele tulburări neurocognitive care pot apărea atunci când uh, Creierul, practic, ni se îmbolnăvește și aici am să o rog pe Veronica să ne spună cum putem să prevenim, de fapt, da, acest, acest dezechilibru mental care, așa cum am văzut și în prima parte, ne afectează și fizic, nu doar psihic. Și cred că e important să integrăm în stilul de viață, să apelăm la un ajutor specializat pentru a aduce în viața noastră, pentru că în ziua de astăzi studiile din ce în ce mai avansate ne spun ce putem face pentru a ne stimula neurogeneza, pentru a îmbătrâni frumos din punct de vedere psihic, pentru a rămâne autonomi la o vârstă înaintată din punct de vedere psihologic și fizic și iată că psihologii de fapt sunt cei care pot veni în sprijinul nostru atunci când simțim că am luat-o pe drumuri mai puțin sănătoase. Ce, cum putem să identificăm, de fapt, Veronica, că noi suntem, cumva, nu știu, ori în prag de a dezvolta o tulburare neurocognitivă sau chiar avem o tulburare neurocognitivă? Ideal ar fi să conștientizăm singuri această deteriorare cognitivă care începe să apară și acest lucru se. Poate cuantifica prin distorsiunile de raționament care încep să apară, metaforic vorbind, când mintea ne minte, când se activează acele teme personale și devenim inadecvați în propria noastră viață. Din păcate, de foarte multe ori se întâmplă ca aparținătorii să-și dea seama de aceste deteriorări cognitive și sunt aduși aparținătorii la un cabinet de psihologie sau chiar de psihiatrie. Psihologul clinician are acest rol important de a măsura adecvat prin diferite scale teste de memorie, coroborate cu un interviu anamnestic detaliat. Sunt multiple scale licențiate în acest sens. Uh, cel mai uzual test este MMS-ul, Mini Mental Scala Examination, care este un test pe care orice psiholog clinician îl poate aplica și are mai multe fațete, începând cu partea de orientare temporospațială, se cuantifică memoria de scurtă durată prin memorarea minim trei cuvinte, uh, pronunția adecvată, motricitatea vis-a-vis descrierea unui desen, repetarea acelor cuvinte, diferite sarcini, cum ar fi scăderea din 107 sau de spus avion de la stânga la dreapta de, sau un alt cuvânt mai complicat. Se cuantifică acești temi și se cuantifică scorul care arată nivelul de deteriorare cognitivă. Când deteriorarea cognitivă este deja instalată, este recomandat să se apeleze la un neurolog sau la un psihiatru pentru medicație și de lucrat în partea aceasta de neuroplasticitate a creierului prin diferite exerciții. În primul rând, prin partea aceasta de conectare a Sine și la Sine, prin tehnici de detensionare intrapsihică, cum sunt transele din hipnoza ericksoniană, cum sunt exercițiile de imagerie dirijată. Sunt, sunt multiple exerciții în care omul este conectat la sine, pentru că în înțelepciunea noastră interioară avem acele resurse interioare de a antrena acești neuroni ai creierului nostru, astfel încât să se îmbunătățească calitatea vieții pacientului cu siguranță problemele de viață, stresul cotidian, tot ceea ce ni se întâmplă nefast în psihicul nostru, chiar și mâncarea, cum spunea domnul profesor Leon Dănăilă, putem să mâncăm inadecvat datorită problemelor de viață pe care le avem nefiind în armonie cu noi înșine. Prin ședințele la psiholog creăm acest cadru adecvat de a ne conecta adecvat la noi înșine, de a găsi acel echilibru emoțional, acea armonie și conștientizarea resurselor noastre și lucrând în colaborare cu medicul care administrează medicația când deteriorarea, deteriorarea cognitivă este instalată, să reușim de a integra adecvat în viața sa pacientul. Mai sunt și alte metode în afară de cele pe care deja le-ai precizat: prin care noi putem să ne aducem în contact cu noi sau care pot fi exerciții bune, astfel încât noi să prevenim îmbătrânirea prematura a creierului? Implementarea unui stil de viață sănătos este foarte benefic. În relația, relația terapeutică este foarte importantă dintre client, dintre pacient și psiholog, astfel încât omul este unic în felul lui și în această unicitate, psihologul îl ghidează adecvat pe pacient către sine însuși și poate detecta acele activități care sunt o adevărată hrană pentru sufletul lui. De aceea e important să ne asumăm această unicitate a oamenilor și în acea unicitate să vedem dacă îi place să citească, poate citi cărți preferate, dacă îi îi place să meargă la spectacole, să facă acest lucru mai des, să meargă la un concert de muzică, meloterapia joacă un rol foarte important în viața omului și e foarte important ca omul să se cunoască adecvat pe sine însuși, ghidându-se adecvat la sine și să implementeze în viața de zi cu zi genul acesta de activități, cum le numea Cixen Mihaly, activitățile de tip flux, adică acele activități care sunt o hrana adecvată pentru sufletul nostru. Și cu toate acestea, sunt uh, momente în care nu ne place nimic și nu putem întreprinde nicio activitate care este benefică pentru creierul nostru în uh, fiecare moment al vieții. Cum facem totuși, domn profesor, atunci când uh, nu ne mai place nimic și totuși e necesar să ne punem în mișcare atât corpul cât și mintea? Cum facem? Eu am publicat o carte cu maladie Alzheimer. Prima carte din România și a făcut studii cu biopsii cerebrale. De exemplu, a venit un profesor de 49 de ani de matematică și îmi spunea, domnule, eu mă duc la tablă și uit când mă duc la tablă să scriu formulele respective despre o anumită ecuație sau în sfârșit, da. Sigur că aceste deteriorări cognitive sunt extrem de importante, dar încă nu s-a descoperit, este foarte mult uh, activitate enigmatică în creierul uh, individului respectiv. Și fiind profesor, el spune n-a făcut uz totuși de droguri sau de activități din acestea legate de alcool, care alcoolul este uh, cel mai utilizat drog dintre toate drogurile, dar se găsește la liber. Și poate fi consumat către oricine și despre copii uneori. Dar drogurile s-au extins foarte mult la ora actuală și eu văd la televizor cum foarte mulți șoferi consumă, sunt consumatori de droguri care deteriorează starea individului respectiv. Deci, această activitate, maladie, Alzheimer, care se manifestă printr-o. Întrerupere a influxului nervos care trece din la celulă, prin axon sau prin dendrite, ca să ducă mai departe, împedică legătura dintre circuitele, unele circuite cerebrale. Nu s-a găsit încă la ora actuală niciun medicament benefic pentru această maladie, Alzheimer. Sigur, există unele lucruri care uh, se pot da la ora actuală, dar nu duce la vindecarea acestei maladii. Uh, Alzheimer a studiat o bolnavă care avea tulburări de aceste uh, cognitive, pe la 1900, și uh, persoana respectivă a suferit un, uh, uh, o infecție, a decedat și a cerut voi la familie să-i facă. Autopsie și a găsit pentru prima dată aceste întrerupere ale circuitelor neuronale care se găsesc la individul respectiv, și în sfârșit împiedică fluxul nervos ca să ducă mai departe. Nu ține cont de vârstă, deci la persoane relativ tinere apare această maladie și la ora actuală. Eu sunt, fi că dau consultații, vin o foarte mulți cu tulburări de memorie, așa încep, tulburări de memorie, tulburări de atenție și alte tulburări care, în sfârșit, nu au o rezolvare corespunzătoare. Deocamdată au, sigur că anumite regiuni ale creierului au fost mai puțin studiate în decursul istoriei. Dacă luăm, de exemplu, la 18... 1939, în care Bonița a făcut lobectomii, spunea că creierul prefrontal nu are niciun rol în activitatea individului respectiv, s-a constatat ulterior că individul respectiv putea să fi dirijat și trimis oriunde vroia. Eu am scris Psihochirurgie, o altă carte pentru care am suferit foarte mult, să știți, în timpul regimului comunist. Eu am spus acolo că uh, au fost făcute lobectomii uh, de tip frontal în scop politic. Și m-au luat, uh, în sfârșit, la întrebări, securitatea, dacă eu am documente că am făcut așa ceva, fiindcă am dat statistica care s-a făcut la noi uh, în clinică de lobectomii frontale și cu rezultatele acestora. Individul respectiv rămânea ca o legumă și putea fi comandat cu oricum vroia. Dacă ați văzut dumneavoastră și zbor deasupra unui cuib cuci, personajul de acolo, care era foarte activ și după ce s-a făcut lobectomie frontală, a devenit o legumă și nu mai valora absolut nimic. În 1950, deci Moniz a primit premiul Nobel pentru o astfel de operație greșit, în sfârșit, acordat de medicină pentru o astfel de operații mutilante. În anii 1950 au venit medicația psihotropă care a înlocuit această lobectomie prefrontală și a fost înlăturată. Și astfel încât s-a renunțat la o operație care vă, este foarte dăunătoare. Dar ea uneori se mai utilizează și astăzi. Eu, dacă am scris o carte despre această lobectomie, despre psihochirurgie, care s-a epuizat foarte repede și uh, îmi dau seama că ea prezintă o importanță foarte mare. Există indivizi cu anumite activități patologice care sunt mult mai malefici decât lobectomia prefrontală. Astfel încât individul respectiv, la individul respectiv se poate face în caz așa excepțional o lobectomie de aceasta prefrontală o caracteristică principală a tulburărilor neurocognitive ar fi chiar faptul că acestea sunt dobândite. Noi nu ne naștem cu această deteriorare cognitivă. Aș vrea să vă întreb acum, deteriorarea cognitivă este ireversibilă? Deteriorarea cognitivă de tipul maladiei Alzheimer nu s-a dovedit că este reversibilă deocamdată. Nu există nicio medicație care să vindece această maladie Alzheimer care este în sfârșit foarte malefică pentru indivizii respectiv. Individul respectiv la, unul, la un nivel foarte scăzut și nivelul lui scade din ce în ce, nivelul cognitiv mă refer, scade din ce în ce mai mult. Când avem uh, debut pentru o deteriorare cognitivă, procesul mai poate fi reversibil sau rămâne ireversibil și prin tratament și terapie cumva se produce o evoluție mai lentă a degradării. Depinde de degradarea respectivă, că sunt, dacă este de tipul maladiei Alzheimer, cu, dacă se face o biopsie cerebrală și se constată depunerile acestea de ameloid la nivelul axonelor și influxul nervos nu mai poate fi transmis mai departe, nu este irreversibilă. Dar, dar sunt alte uh, modificări, de exemplu, de tip infecțios sau de tip uh, alergic sau de tip uh, de alt tip, uh, care toxic, care pot uh, fi reversibile dacă înlăturăm cauza respectivă. Dar trebuie cercetat foarte atent uh, cauza, poate cercetată cauza aceasta și de înlăturat uh, substanța respectivă care a provocat uh, majoritatea drogurilor care se utilizează foarte Asta mult și alcoolul. Și să vă întreb. De exemplu, într-o situație de consum cu diferite droguri ajunge într-o situație da, de degradare cognitivă. Aici procesul devine reversibil prin renunțarea la substanță sau este totuși irreversibil, creierul nu mai poate să-și reia plasticitatea specifică lui? Creierul este un organ foarte ezoteric. Puțin se cunoaște uh, din activitatea lui. Eu uh, am găsit undeva scris uh, se cunoaște Cam 50% din activitatea cerebrală, iar din ăștia 50%, 25% nu sunt lucruri adevărate. Deci se cunoaște foarte puțin uh, despre fiziologia creierului. Creierul este foarte complicat, să știți. Dacă o singură celulă are până la 3000 de conexiuni, totul se leagă cu totul. Vă gândiți că nu se cunoaște și nu, nimeni nu poate să spune dacă o tulburare de aceasta cognitivă este reversibilă parțial sau total. Dar sigur este parțial, nu este total reversibilă. Indiferent ce ar face, indiferent de neuroplasticitate, indiferent de uh, condițiile pe care noi le aplicăm la individul respectiv adică muzică, somn, provocări, venirea în contact cu noutăți, excursii, activitate fizică, activitate alimentară, indiferent ce aplicăm la individul respectiv, în primul rând nici nu există specialiști atât de bine puși la punct ca să trateze o imensă Cantitate, o imensă, imensitate de oameni care au astfel de tulburări. Eu știu, fiindcă fac uh, consultații, pe, pe ușă, pe ușă scrie gratuit și vin tot felul de uh, bolnavi cu tulburări și cognitive și de memorie, de atenție, de, de fel, de fel. Uh, sigur că parțial uh, pot să uh, uh, ajut, dar parțial, nu total rolul psihologului în a face această psihoeducație a populației, cât de important este să prevenim. Este mult mai ușor să prevenim decât să tratăm. Așa cum ne spune domnul profesor, situațiile sunt foarte grave în tulburările neurocognitive. De aceea, rolul prevenției este vital. Această psihoeducație este misiunea fiecărui psiholog de a contribui la sănătatea românească, la ca fiecare individ în parte să-și asume importanța sănătății creierului, prevenind astfel de diagnostice care ulterior sunt irreversibile. Hendrik al ii a fost într-un turnir, a primit o săgeată prin coi, fi a trecut în ochi și a destrus ochiul drept. A fost chemat la vremea respectivă cel mai renumit chirurg și medic ambroas Pare. Ambroas Pare, care a trăit între 1512 și 1590. Și când a venit la patul bolnavului, Henric al doilea i-a spus, el era rege, dragă doctore, pe mine să mă tratez ca pe un rege. Și atunci Ambroas Pare i-a răspuns, Sire, pentru mine toți bolnavii sunt regi. Așa că, și să vă mai spun ceva, a spus, eu pasez, dar Dumnezeu vindecă. El face tot ce poate, dar Dumnezeu vindecă. adică omul nu poate la ora actuală să vindece sau să scape de orice maladie, pe orice bolnav. Din cauza aceasta și mor oamenii, nu? Că nu putem medicul nu poate nici să opereze, nici să trateze o serie de bolnavi care ajung la niște vârste înaintate sau cu o anumită patologie care nu poate fi vindecată sau tratată. Și, bineînțeles, că niciun medic nu poate să-și dorească să trăiască în locul pacientului, și poate că ar fi de privit la cât de importantă este gândirea pozitivă, sau mai degrabă cât de important este optimismul când vorbim de vindecare. Da. Optimismul are un rol foarte important. Să știți, cel care este optimist, cum am spus și înainte, are o, o, o activitate imunologică foarte bună și poate să lupte împotriva diferitelor afecțiuni pe care le are. Iar cel cu stare depresivă poate să dezvolte anumite patologii până la și cancer. Cancerul poate fi determinat și de starea depresivă a individului respectiv. Deci, atenție foarte mare la psiholog care are un rol foarte important. Să trateze aceste stări depresive, uh, calitățile taumaturgice, adică a vindeca prin atingere, uh, sunt foarte importante când mergi la vizită trebuie să vorbești cu individul respectiv sau înainte de operație să pui mâna pe el, să-l atingi, să vorbești cu el și să-i imprimi o stare de încredere are foarte mare importanță. Individul respectiv, dacă merge în operație cu o stare de încredere foarte ridicată, atunci și rezultatele operatorii vor fi foarte bune. Eu îmi dau seama, fiindcă lucrez și operez mereu, astfel încât e adevărat acest lucru. Știu că dumneavoastră ați urmat și facultatea de psihologie. Eu când am venit la neurochirurgie, toți uh, examinau bolnave, uh, are pareză la o mână, la un picior, are pareză facială, dar eu mă am întrebat, zic, domnule, bolnavii astea au atenție, memorie, judecată, raționament, anticiparea uh, rezultatelor unei acțiuni, nimeni nu le studia, nimeni nu le trecea în foaia respectivă. Uh, Astfel încât m-am dus la profesor și am spus, domnule profesor, lăsați-mă și pe mine să fac psihologia, să examinez și eu de acestea cum trebuie, fiindcă nu sunt examinați cum trebuie și nu, nu e bine ce să Și mi-a dat aprobare, am făcut la zi, cu, eram medic atunci, la vremea respectivă, l am făcut la, la zi cu ceilalți studenți, și mă duceam și la școli, unde țineam cursuri, unde ce făceau ei, făceam și eu astfel încât m-a ajutat foarte mult să am un comportament corespunzător față de bolă. Eu am spus, am spus și în Parlament când am fost, că este bine ca un psiholog să fie încadrat în fiecare serviciu medical. Înțeleg că dumneavoastră ați integrat în echipă și psihologul. Da, în echipa medicală. Da, am făcut. Eu am, veneam cu studenții, că am fost profesor și la psihologie, și veneam cu studenții, le arătam bolnav, uitați-vă ce uh, patologie are, ce tumor are, sau medulară, sau din periferie, sau cerebrală și uite ce simptomatologie poate să aibă și dacă îl operăm uh, mergeam și uh, veneam cu ei sâmbăta și duminică, ca să nu iau din uh, activitatea lor uh, zilnică. Și le-am arătat uh, foarte. Dar după ce am plecat eu, nu, nu mai. <găși> că și activitatea sistemului nervos. Una, dacă îi arăt uh, un creier, el desenezi pe tablă și îi spui, domnule, uite, are cu tare tumorul sau asta e truciu cerebral sau nu știu ce. Eu veneam cu creierul la curs, îl secționam și, uite, Elevul rămâne, studentul rămâne cu imaginea pe care o vede acolo. Știți? Trunchiul cerebral, nucleii bazali, toate formațiunile cerebrale le-am arătat pe creiere secționate în fața lor, acolo, creiere umane. Acum, da, sigur că la medicină legală experiența. nu mai e posibil să fac așa ceva și nici, nici un medic care să predea neuropsihologie așa cum am făcut eu. Mă întreb, dumneavoastră, în schema de tratament pe care le o propuneți pacienților, cât de des recomandați și psihoterapie? Postoperator, da, de obicei, perioada de recuperare are un rol foarte important. Unii rămân cu niște deficite motorii sau de sensibilitate sau de altă natură și eu recomand să facă psihoterapie sau chiar nu numai post-operator dacă individul respectiv are uh, niște deficite motorii post-infecțioase, uh, post, post și sunt mulți indivizi care rămân și. Uh, Trimit la uh, psiholog ca să facă uh, psihoterapie și, și fizioterapie. Da. Și să duc și re, uh, obțin rezultate destul de bune, foarte bune. O de tratament complexă pentru vindecarea pacientului din toate punctele de vedere, și psihic, și fizic. Dragii mei, vreau să vă transmit că pe domnul profesor și pe Veronica Jardan o să-i puteți vedea la conferința de psihologie aplicată din aprilie în 2023-2023, unde ca și subiect au ales pentru ediția aceasta tulburările neurocognitive și cu siguranță acolo o să vă găsiți informații valoroase atât pentru a îmbătrâni cu un creier sănătos, cât și pentru a preveni dezvoltarea tulburărilor neurocognitive, dar și multe, multe alte informații pentru că este un subiect complex. Noi foarte puțin am reușit să cuprindem astăzi în această ediție, însă pe lângă ce am reușit să aducem cu siguranță sunt aparținătorii de persoane care au deteriorare cognitivă și ei cu siguranță au nevoie de un sprijin poate la fel de, de puternic din punct de vedere psihologic ca, ca și un pacient cu deteriorare cognitivă. Și poate că vom reveni cu o ediție în sensul acesta. Altfel vă așteptăm la conferință să vă luați informații despre a îmbătrâni cu un creier tânăr și, și sănătos. Alături de mine astăzi au fost uh, două genii, domnul profesor Leon Dănailă și Veronica Jardan. Eu vă mulțumesc pentru că ați împărtășit cu noi toate aceste informații. Nu numai partea cognitivă este importantă, omul are și sentimente, are și afecte și care trebuie tratate și uneori au o acțiune foarte importantă asupra comportamentului individului respectiv. Dar uneori când sunt exagerate pot duce la uh, fapte uh, foarte malefice din partea individului respectiv. Uh, Tulburări motorii la fel uh, poate să -l să-i o activitate pe care o ducea înainte sau în sfârșit. Dar da, sigur, turburările cognitive care trebuie studiate și au fost mai puțin studiate, depinde de, de lobo prefrontal un rol foarte important. Are anticiparea rezultatelor unei acțiuni. De exemplu, au fost unii foarte buni care dădeau rezultate excelente la toate testele psihologice. Dar el nu făcea anticiparea rezultatelor unei acțiuni pe care el o întreprindea. Și înainte era foarte bun. Conducea o întreprindere, era comerciant și o conducea foarte bine. Dar după le leziunile acestea prefrontale, nu știa tot, avea memorii bună, tot, dar nu anticipa nimic, nu rezultatele unei acțiuni, nu avea nimic în uh, mintea lor despre ce, uh, ce trebuie să facă. Veronica, în încheiere, o să te rog să ne spui ce mai putem găsi la conferința aceasta dedicată tulburărilor neurocognitive. În primul rând, la această conferință, având invitați de onoare, cum este și domnul profesor Leon Dănăilă, cu siguranță ne vom ostoi setea de cunoaștere în acest subiect vast cum sunt tulburările neurocognitive. Accesul este facil, fiind de tip hibrid, ne putem întâlni și fizic în sălile de conferință de la Hotel Palace din Brașov, precum și online pe platforma Zoom ne putem conecta. Cu siguranță informațiile le putem găsi și în mediul online rețelele de socializare, dar și pe site-ul oficial al Asociației Psihologilor Atestați din România, pe psihologii.ro Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână minunată și ne revedem săptămâna viitoare la o nouă ediție.